Federația Română de Fotbal a stabilit programul meciurilor din seria a 9-a a Ligii a 3-a, acolo unde sunt angrenate și echipele din Timiș. Un derby timișan va avea loc în prima rundă. Vorbim despre meciul dintre CSC Ghiroda și Gearma Tavi, echipă care a fost aproape de promovare în stagiunea trecută și Avântul Periam. Iată care sunt și celelalte meciuri ale etapei. Timișul Șac, Viitorul Arad, Minelul Lupeni, Politehnica Timișoara, Progresul Pecica, CSC Peciu Nou, Lotus Băile Felix, Gloria Lunga, Teuz, Cermei. Ca în sezonul precedent, Liga 3 este formată dintr-un sezon regular, tur-retur, de 18 etape, urmat de un play-off între primele 4 clasate, respectiv play-out între celelalte 6 echipe.